Nu uitați să ne urmăriți pentru provocarea 100 de flotări, 100 de abdomene, care va fi gata pe 4 iunie, vlogul. Și astăzi ne-am propus, așa, astăzi ne-am propus să aflăm ce se află într-o minge de golf. Noi găsim mingile de golf în pădurea din spatele casei, însă astăzi vrem să vedem ce se află într-o minge de golf. O să le tăiem, o să le rupem, we o să le spargem cu menghina. Reușim noi să desfacem una până la urmă. V-am spus bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit. Nu uitați, un like ne ajută. Și haideți să vedem ce facem noi astăzi, duminică, o zi banală, cum reușim să o transformăm în ceva extraordinar, o mare aventură. And these golf, we're gonna be doing this all in my new science lab I made in the garage. I'll give you a tour of that later on in the video. Haideți să mâncăm prima dată. Yeah. Trebuie să luăm micul dejun. Și să vedem ce pregătim pentru prânz. Diana iarăși este la servici. Cineva trebuie să muncească în casa asta. Ați văzut că în vlogul de ieri am cumpărat o remorcuță care ne va ajuta foarte mult în aventurile noastre. Am plătit pe ea 100 de lire. Atât am dat pe remorcuță. Nu mai trebuie să-i fac nimic. Am deja numărul de înmatriculare cumpărat de anul trecut. Și asta au fost toți banii, 100 de lire pentru remorcuță. Am dat mult, puțin, voi ce credeți? Avem un puiuț de vrabie care nu poate să zboare aici. A căzut din cuib, cred că, și încearcă mama lui să-l ajute să zboare. Și să vină mama lui aici să-l ajute. Sărac, uite, a zburat! Dar-mi casa! Că există chiar oameni, scafandri, specializați să recupereze mingiile de golf din lacurile de pe terenuri și câștigă destul de bine. Dar până să facem lucrul acesta, eu trebuie să mă duc un pic la cumpărături, să fac cumpărăturile pentru săptămâna aceasta. O să merg la Lidl, iar când mă întorc de la cumpărături, despicăm mingea de golf în patru. Bum! O explodăm! Aici în sat încă se lucrează, băieții pun fibră optică, deci o să avem un internet, sperăm să avem un internet mai bun. Și chiar în centrul satului se lucrează acum, așteptăm la semafor. V-am spus, merg la Lidl pentru că avem și magazinul de aici din sat, însă este unul singur și cam sunt prețuri preferențiale, sunt prețurile destul de mari și când facem cumpărături pentru o săptămână, chiar te uiți până la urmă și la fiecare liră, contează dacă economisești 5 lire, 10 lire la un set din ăsta de cumpărături, contează un pic, se adună. Gata, am reușit și am cheltuit doar 52 de lire și 40 de bii. N-am cheltuit mulți bani astăzi, dar am mai fost acum vreo 3-4 zile. Am luat doar ce mai nu găsesc în altă parte, gen iaurt și alte nebunii. Hai să ne vedem de acasă, să spargem mingea de golf în patru. Am ajuns și acasă. Am pus deja apă la fiert și vreau să le fac copiilor o mămăliguță. Avem o mămăligă, nu prea am mălai. Avem pesmet, avem zahăr, avem griș, mălai. Reușim să facem o mămăligă din ce avem. Prima dată trebuie să punem un pic de sare. Sarea în bucate. Noi obișnuiam și în România să ne ducem la bunici și să luăm masa în familie și
și încercăm să păstrăm obiceiul și aici. Însă, câteodată cum este astăzi, Diana el este la servici, dar măcar eu și copiii păstrăm acest obicei. Hai să vedem dacă mi iese mamaliga! Mamaliguță! Asta e, folosesc două feluri de mălai. Pentru că am rămas un pic fără, dar nicio problemă, ne descurcăm cu ce avem și e suficient. Din câte văd, e suficient mălai. Dacă era deschis sezonul de pescuit, făceam mai multă ca să-mi rămână și pentru pescuit. Însă deocamdată nu e sezon, așa că nu e nevoie, nu avem nevoie de multă mămăligă. O mai lăsăm să fiarbă și imediat chem și copiii la masă. Copii, e gata mămăliga! Ioan, cheamă și fetele la masă, haide! N-am fost bun niciodată la răsturnatul mămăligii, dar de priceput cred că mă pricep să o fac. Ia! Și acum cum iau eu ăsta de aici? Aș! Bum, bum, bum! Hai că arată bine mămăliguța mea! A? Ce ziceți? Mă pricep la făcut mămăligă? Opa, așa! Hoții! După ce am scos mămăliga din tuci, l-am mai lăsat un pic la pe foc, să se facă așa o coajă, o poșghiță din ce a rămas. Copiii sunt înnebuniți după mămăliga prăjită, se pare. Le plac foarte mult fulgii de mămăligă. E bună mâncarea copiii? Yeah. Yeah. Eu mănânc un pic mai târziu. Mă satur doar când îi văd pe ei că se bucură de mâncare și le place să mănânce. Luăm un pic de pauză. Aoleu, cumpărături, mâncărică, copiii hrăniți, pot să-mi permit și eu 5 minute de relaxare. Că vreau să încep experimentul și nu-l găsesc pe Ion. Ionuțu, unde ești, tati? Ionuțu? Ce faci, mă, aici? Ia uite unde era hoțomanul. Și bineînțeles că am pregătit tot ce aveam nevoie ca să facem acest experiment. S-a lăsat un pic răcoare. Am pregătit tot ce aveam nevoie. Tot singurul lucru care ne lipsește este un expert. Dar am găsit și expertul. Haideți să vi-l arăt. Cel mai bun expert pe care l-am găsit în mingii de golf. I'm ready to break them! Mă, tu sigur ești expert în mingii de golf sau ești tor? I am Daniel. Avem sculele, avem expertul. Bineînțeles că safety first, cum ar spune englezul. Da? Siguranța, siguranța pe primul loc, da? Să nu îi sară bucăți de piatră sau ceva în ochi. Suntem pregătiți cu ochelari. Da. Haide să vedem ce facem astăzi. Cum le spargem, tati? Ce zici? We have local ce facem place. Prima dată? First, hammer. The sledgehammer in particular. Wow, păi asta da. Cu asta sigur reușești să le spargi. Da. Vedeți de ce am nevoie de cască? Aoleu, Ioane, îmi rup mâinile. Ia să vedem. Bang! Încă o dată. Bang! I just smashed it. Dad, just put it on the ground. Dă-i! Pe lângă! Au, mâna! No, Dad, just put it on the ground. And let go of...
Te frică, să-mi dai... No, I want you to take the golf ball out. Aoleu, dărâm casa. It's not smashing, it's gonna be harder than before. Hai să o băgăm în menghină și să o spargem cu menghină. Let's try, I'm gonna do it. Hai să vedem asta. Gata, Ioane, acum ce încercăm? Încercăm cu menghina. Avem o menghină profesionistă. Haide, Ioane, ia mâna de pe ea. I broke amethyst with them. This is strong. Wait, this is hard. Dad, you have a go. I'll film. Încerc eu? I'll film. Hai, hey, Dad. Te lași pe gubaș, da? Go. Ia să vedem. It is hard. E rău că nu e menghina. Da. Nu este menghina fixă. Think we might just have to move to the saw, Dad. Dad, try using the hammer. Oh, no. Nu reușesc. Try using the hammer to push it. Huh? Deci s-a strâmbat. S-a strâmbat, este elastică, am aflat despre ea că este elastică. It's plastic. Okay, should I release it? Am aflat, nu poți. Am aflat despre ea. Nu poți, tati. Ia, stai să arăt. Am aflat despre ea că este elastică. Nu este făcută dintr-un material dur. Yeah, I know. Și trecem la următoarea variantă. Fierăstrăul. Cu ăla mic începi? Da. Sau cu cel mare? Bine, tati. I'm cutting into it. Intră? Da. Hai. Don't forget to like for our efforts on cutting this open. Deci nu uitați, da? Să ne dați și nouă un like pentru eforturile de a sparge mingea de golf și de a afla ce este înăuntru. Like! Trecem la fierăstrăul mare deja. Am trecut la varianta numărul 3. Chisel and hammer. Ciocanul și dalta. Oh, it's coming back. It's more elastic than we thought that. It would have blown up if we could compress it more because there would have been enough space for the atoms to come together anymore and they would have separated out, causing it to explode. E vie, e vie! It's alive! No, it's a bird! No, it's Daniel! Însă, am aflat un lucru la care sunt bune mingiile de golf. Să jonglăm cu ele. Nici la asta nu ne pricepem. Și încă un lucru la care mai sunt bune mingiile de golf. Eu încerc să mă mai și joc pe aici, să mă mai prostez, dar văd că pe Daniel chiar l-a prins focul experimentului. Chiar taie de zor acea bilă. Oare din ce sunt făcute mingiile de golf? Voi știți? Comment down below in the comment section. Da, lăsați un comentariu. It smells like burnt plastic over ha, here. Reușești? Yes, reușesc. Ia, ai forță? Vă dați seama că eu aș vrea să-l ajut acum, dar mai bine îl las singur. Nope. Să văd dacă reușește. This material is way too hard. Why do they need to make golf balls so hard? It is made of plastic. Oh, ai reușit? It is made of plastic. Și din ce e făcută? It's not plastic. Feel it. Dar ce este? It's a type of nu mai mișcă, plastic. Ia.
Din ce e, tati? Polystyrene. It's a type of plasticky cementy. Da? It's like cum se simte? Se simte aspru? Se simte... It's like foam, plastic. It's like plastic and stone. Așa se simte? Yeah, feel it, Dad. Feels like plastic and cement, doesn't it? Da, da, da. Zici că este un lemn foarte, foarte fin. Un lemn ușor. Broken nu știu. In half. First one complete. Ha, am reușit! We finally did it, so like, subscribe, like and subscribe, and make sure you enjoyed this video. And if you did, hit the notification bell so you don't miss out on any of our other videos. Bye! But we're still going to do more experimenting.